Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video haul, un video pe care deja îl făcusem, dar nu știu de ce am șters tot, dar n-a nimic, că așa am putut să probez toate produsele astea, și anume produsele de la Yves Rocher. Am vrut să încerc aceste produse pentru că o vecină aici de la mine mi-a zis că ea este reprezentată și am zis hai să încerc și eu pentru că am auzit că lumea vorbește bine. Și mi-am comandat aceste produse. Le-am aici. Și hai să vă spun să vă vorbesc un pic de ele. Am cumpărat acest gel de duș cu nuci de cocos din Malaysia și e de nu se poate. Miroase, mie de câte ori mirosuri de-astea de bunătăți îmi vine să mănânc, mi-e foame. Și hai să vă spun ce are înăuntru. Să-ți că nu e scris nici în italiană, nici în românește, e scris în franceză, să vedem. Compoziție de origine vegetală, cu nuci de cocos de Malaysia, gel de aloe vera, de agricultură biologică, glicerină vegetale, baze lavante de origine vegetală, nu știu ce înseamnă, cred că e ceva lavanda. Nu conține componenți animali, pH neutru, și o formulă facilmente biodegradabilă, adică se poate elimina în gunoaiele sodium, laurentum, sulfate. Asta e pentru Alexandrina, că era curioasă să vadă ce conține. Aloe barbadetis, gel, poliacrilate, crospolimer, cocamide, proil, betai, glicerină, parfum, laurin, glucozide, cocos, nucifera, extract, coco, glucozide, am citit asta, glicerina, cocoate, tetrasodium, EDTA, cumarin, glicerin stearate, salicilit acidic, cinamal, denatonium, benzoatate, e alcool. Am mai cumpărat aceste geluri de duș. Asta. Și sunt minunate. Am aici unul Jardin Dumont, cremă de duș cu cafea de Brazil și miroase mi-e foame. Miroase înghețată de cafea. E ceva de nu se poate. Singura chestie la Yves Rocher că sunt un pic micuțe chestiile astea și costă un pic mai mult. Cred că pe ăsta am dat bani ducea, ăla de cocos este 4,95 €. Ăsta costă 2,50 €, deci oricum e acceptabil, dar credeam că costă mai mult. Dar are numai 200 ml. Și ăsta am zis este cu cafea, iar ăsta la altul este cu nuci de macadamia și miroase super, super, super. Miroase mai tare ăsta de cafea, le-am probat, îți rămâne pe piele mirosul până a doua zi, nu trebuie să folosești mult, sunt foarte delicate, îți lasă pielea foarte, foarte moale. Produse naturale. Compoziție de origine vegetală, extract de grâu de boabe de cafea din Brazilie, ulei de sesam de susai, de agricultură biologică, și ăsta are sodium laurentiu sulfat. Și trecem la următoarele produse. Mi-am cumpărat și fondul de ten. Fondul de ten este super. L-am încercat astăzi și e matifiant. Eu n-am mai avut, nu știu de ce n-am mai cumpărat matifiant, că mie îmi plăcea un pic de lumină în față, așa. Are 30 ml, l-am plătit vreo 5 €. Și ăsta îmi place cum face pielea, deci
Nu știu dacă o să mai cumpăr, o să mai încerc mai de multe ori să vedem așa mai bine cum, dacă rezistă, să vedem. Că mi l-am pus azi dimineață și să vedem dacă rezistă mai mult. Și mi-am mai cumpărat ca întotdeauna și un creion negru. Scrie de nu se poate. Scrie imediat, e negru, super. Și ăsta îmi place. Și haideți să trecem la produsele care m-au entuziasmat la maxim, adică șamponul, balsamul și crema masca de păr. Eu sunt blondă, dar nu atât de blondă și vă știți că blond, ca să ajungi la acest blond trebuie să te decolorezi și părul se strică. Eu am căutat mereu șampoane, tratamente pentru păr și nu reușesc niciodată să găsesc ceva bun. Am găsit în ultimii 2 ani, mă spălam numai cu ăsta de la Provost, care cu bură de karité, cu unt de karité, care oricum își făcea serviciul lui, dar chestia că de câte ori îmi întindeam părul cu placa, a doua zi aveam spaghete așa în păr și nu-mi plăcea deloc. Și am încercat acest șampon, care este un șampon reparator, tratament nutrient, fără paraben și fără coloranți. Sunt la fel toate trei, și balsamul și crema. Și de când le-am încercat, asta este a treia oară de când mă spăl la păr cu aceste produse. Mi-a făcut părul de nu se poate. Uitați-vă câtă lumină are. O să vă pun și o poză cu părul întins. Cu placa, să vedeți cât e de luminos. Și eu de aici înainte o să-mi cumpăr numai ăsta, pentru că îmi face părul de nu se poate. Ce moale, nu mai l-am zis că sunt păpuși și că sunt barbi cu părul de plastic. E de nu se poate. Îmi place la nemunie, fără silicon, fără coloranți, fără parabeni. E cu ulei de jojoba. Și cam atât. Îmi place la nebunie, am părul moale. Și cam astea au fost cumpărăturile mele. Sper că aici, în asta de San Valentino, aici au o grămadă de oferte. Sper că videoul v-a fost de ajutor și ne vedem la următorul video.